Asta e de la Prince, da? Da. O cânta și Tom Jones, la un dat. O cântă Prince. O cântă Prince? Da. Mai știu care pe care... Tom Jones cânta Sex Bomb. Da, cred că avea ceva și Tom Jones pe aici. O să verific. Avea drag de muzică și Tom Jones. Mama, are Tom Jones acum ăsta, ultimul album pe care l-a scos. Superb. La de cover. Superb. Deci este nemaipomenit. A, eu am venit cu... Da, cu ce veniți? Cu gânduri, da, bune. Nu. Cu gânduri bune am venit. O să zic așa, o să încerc să simplific cât mai mult. Elena Udrea și Ioana Băsescu scapă de dosarele penale pe care le aveau pe rol și de condamnările pronunțate la data respectivă, respectiv 8 și 5 ani, dar nu numai ele, ci alături de mii și mii de oameni. Ce s-a întâmplat, vă zic acum. Rațiunea zilei cu Cătălin Striblea la Europa FM. Asistăm, de fapt, la o amnistie mascată într-o decizie, într-o hotărâre a înaltei curți de casație și justiție privind interpretarea unor decizii ale Curții Constituționale din 2018 și 2022. Ăsta e titlul, știu că sună foarte complicat. Deci în alta curte a trebuit să dea o hotărâre judecătorii în alte curți în care să explice ce înseamnă anumite decizii ale CCR și cum vor fi aplicate de instanțe. Aceste decizii ale Curții Constituționale se referă la un fenomen juridic denumit prescripție. Ce face prescripția asta? Este durata de timp în care un dosar penal poate fi judecat, să spunem, da? Momentul din care te prinde până când te trimite în judecată și până când trebuie să ia o decizie. Legiuitorul s-a gândit că nu poate să fie o răspundere penală așa la nesfârșit. Să zicem că tu ai făcut o faptă în 2002 și ești pedepsit pentru ea în 2022. Au zis oamenii, băi, nu e posibil. Justiția trebuie să vină într-un interval rezonabil de timp ca să aibă efect pentru societate și pentru... Da, cuvântul rezonabil lipsește din... Da. Da. Lipsește, da, rezonabil. Și atunci se spune așa, domnule, dacă o infracțiune are nu știu câți ani pedeapsă, prescripția la ea este jumătate sau un anumit termen, știi? Adică în anii ăștia poți să mai faci urmărire penală, poți să trimiți în judecată și așa mai departe. Aici au fost diverse interpretări de-a lungul timpului, funcție de codul penal, măiestria avocaților și... Întârzierea cu care era pronunțată... Da, da, da. Întârzierea apărea chiar și, cum să zic, procurorii se apucau mai greu de treabă, țineau alea prin dosar, dosarele se, prin sertare, dosarele se făceau greu, rău, îi mai erau date înapoi, cerc e că nu se ajungeau la o soluție în termenul stipulat de lege. S-a revenit în codul penal din 2018, în perioada domnului Dragnea, da, s-au pus niște lucruri acolo în codul penal, ele au fost contestate, Curtea Constituțională le-a admis în parte, după care a revenit în 2022 și a dat niște decizii legate de chestiunea asta și a zis, în sfârșit a făcut lumină. Dar ca să facă lumină, eu simplific aici cât de mult, pentru că altfel lucrurile sunt enorm de complicate în materie juridică. Ca instanțele să știe exact ce să facă în materia asta, trebuia să vină în alta curte de casație, pe cea mai înaltă instanță din România și să le zică, bă, uitați, așa se procedează din ce a zis curtea. E, acum, ca urmare a acestui lanț de evenimente, nu mai există așa numită prescripție specială, da? Adică mai era un termen acolo pe care, care se folosea pentru judecata acestor dosare, un termen de timp. A dispărut și asta duce la, practic, în momentul ăsta, opirea mai multor dosare. Respectiv dosarul doamnei Udrea cu finanțarea campaniei electorale și cea în care era prins Ioana Băsescu. Știți că ele aveau undeva la 8 și la 5 ani. Una avea 8 ani, dosarele hidroelectrică și finanțarea campaniei electorale. Astea sunt Ioana Băsescu și Elena Udrea, câte 5 și 8 ani. Așa erau. Acum, următoarea înfățișare în cazul lor e undeva în 15 decembrie 2022, când avocații lor vor cere deja prescripția. Nu, astea sunt cele mai cunoscute dosare. De asemenea, se aplică lui Bogdan Olteanu chestiunea asta. Și mai sunt, spun jurnaliștii de mai multe publicații și mai multe asociații de magistrați, și alte dosare, se ajunge probabil la câteva mii de dosare care pică după termenul ăsta, adică nu au fost făcute. Auzeam, te enervează chestia asta, te irită, te scoate din minți. Ia, acum să spunem,
ea, de fapt, înseamnă că aia de și-a dorit Dragnea prin ordonanța 13 a fost făcută azi, acum, s-a terminat. Adică, după un lung șir de modificări legislative, oamenii ăștia sunt scăpați de lege. Dar atenție, nu numai ei, cei care au dosare pe rol, ci și cei care sunt condamnați deja, dar au fost judecați în termenul ăsta, în care nu se mai aplica prescripția asta specială. Ei se vor duce acum la instanță și vor spune: prieteni, vedeți că v-am judecat după ce s-a împlinit prescripția, dați-ne drumul, eventual și cu despăgubiri. Și uite așa, din niște modificări legislative, ce avem noi de spus ca cetățeni? Că aici nu e mare șmecherie, că acum o să vină să bată lumea cap în cap și o să zică: bă, nu, că are dreptate în alta curte. Da, și are dreptate în alta curte când dă hotărârea asta, că e obligată de Curtea Constituțională. Dar să vezi că și Curtea Constituțională era obligată de niște chestii și așa mai departe. Nu, prieteni, dezbaterea asta n-are rost. E foarte simplă. Niște băieți din Parlamentul României, ca să simplificăm, au făcut niște modificări sub augusta legiuire a domnului Dragnea, a partidelor PSD și PNL și a președintelui Iohannis, astfel încât foarte mulți infractori din România scapă pasma curată. După ce s-au abonat ani de zile la finanțele publice și la banii publici și au furat și s-au dus în stânga și în dreapta și ne-au făcut viețile în calvarul pe care îl vedem de foarte multe ori, a venit în sfârșit legea aia mare, visul domnului Dragnea, da, care s-a aplicat astăzi. Despre asta e vorba. Sunt, iartă-mă, te rog, dar m-am supărat puțin, m-am enervat. Știi că sunt în piață, pe lângă tarabele clasice, sunt și niște tanti care vin cu 10 legături de pătrunjel, 2 de leuștean. Da, da, alea, în fine. Da, da, ele sunt ridicate, le se aplică, sigur, da, pentru că evaziune fiscală. Întotdeauna procesul ăla va fi dus la bun sfârșit. Da. Asta e justiție pentru căței, înțelegi? Adică, băi, cine a putut? Te-au prins procurorii, te-a prins opinia publică, te-a și condamnat, te-a condamnat un judecător. Bă, te-au salvat colegii de partid care cu mânuțele lor au votat și au zis: bă, nu se poate, mă, că sunt tot ai noștri săraci. Hai să umblăm cumva la lege astfel încât să vină, să vină și în trecut. Mai țineți minte cum a zis președintele Iohannis, dacă mă șinec, când a zis de plagiate? Da. Ce este toleranță zero. Zero. Dom'le, asta funcționează de aici încolo, a zis președintele Iohannis, da. Ce era în trecut. Nu se pune. Bă, da, asta, de-o făcuram acum, de ce, Doamne, iartă-mă, nu funcționează de aici încolo, cum ar zice președintele Iohannis? Zic și eu în răspăr, știu de ce nu funcționează, că așa e lege, e lege penală mai favorabilă. Legea ține cu infractorii. Dar aș vrea să înțeleagă toată lumea care ne ascultă ce s-a petrecut, da? Și cine sunt oamenii care au făcut-o încă o dată? PSD, PNL, Dragnea, Iohannis, care v-ați perindat pe la justiție în anii ăștia. Toate mecanismele alea puse în funcțiune astăzi v-au dat marea și marea răsplată. Asta e, prieteni, țineți minte, nici nu mai știu ce dată e astăzi. 25 octombrie. Așa, să țineți minte, 25 octombrie 2022, reforma în justiție a biruit. Asta e tot. Îți mulțumesc, Cătălin. Dacă nu ați reușit să ascultați rubrica de la bun început, ea va fi disponibilă în curând pe site-ul nostru europafm.ro, dar și pe contul oficial de Facebook Radio Europa FM la secțiunea Live.